Izolat se vor acumula cantități de precipitații care vor depăși 15-20 de litri pe metrul pătrat. Vântul va avea intensificări la munte cu viteze de peste 60-70 de km la oră și va viscoli sau va spulbera zăpada. Până una alta cu avertizări sau nu, indicat este pe lângă o haină care să vă țină de cald și încălțăminte adecvată să aveți la voi o umbrelă ca și mine. Nu de alta, dar este posibil să vă alegeți cu o răceală nedorită. Pe lângă toate acestea, vă recomand celor care vă aflați în trafic să circulați cu maximă prudență pentru a evita anumite evenimente rutiere. Acestea fiind spuse, până ne reîntâlnim, vă doresc căldură, măcar sufletească și timpuri bune. La vinia Chirile Nesti Channel.